În comunitatea pe 98,3 bucureștefm.ro sau live pe pagina de Facebook București FM, aici ne găsiți. Invitata ediției în legătură prin Zoom cu noi este doamna Mihaela Joana, fondator și președinte al Fundației Renașterea. Bine ați venit, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Așa cum spuneam și puțin mai devreme, luna octombrie este luna internațională de conștientizare a cancerului de sân. În România, mortalitatea și incidența cancerului de sân, de altfel ca și a celui de coluterin, sunt printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Oare de ce? Există încă atât de multe femei care să nu știe, să nu înțeleagă, să nu conștientizeze că e necesar să meargă la control? Este foarte multă frică? Ce se întâmplă? Da, este și teama de diagnostic. Este și faptul că nu avem acest reflex de a merge la control, de a merge la medic atunci când ne simțim bine și nu ne doare nimic. Și pe de altă parte este și o barieră financiară, pentru că aceste analize costă. Și aici vreau să spun că după mulți ani de zile de efort și de campanii și, bineînțeles, efort al autorităților. Din decembrie va fi accesul gratuit la vaccinarea anti-HPV. HPV-ul este cel care determină cancerul de coluterin. Și aici, pentru că ați vorbit dumneavoastră despre cancerul de coluterin, este singurul tip de cancer care poate fi depistat înainte de a deveni cancer, într-un stadiu precanceros. Deci aici controlele sunt vitale, chiar pot să eviți o boală. Pe de altă parte, este singurul tip de cancer care are un vaccin care îl previne. Iar în România este o reticență sau a fost o reticență în 2009, când a fost prima campanie. Dar acum cererea este foarte mare, mai ales din partea părinților de fetițe. Vestea bună este că această vaccinare din decembrie va fi gratuită și pentru fetițe și pentru băieți, cei între 11 și 19 ani, pentru că așa sunt campaniile care au avut succes și mă refer la cele din Marea Britanie, cele din Australia. Ei deja din 2009 au avut aceste campanii pentru fetițe și băieți și văd că nu mai au cancer de coluterin în aceste țări. Îmi aduc aminte de momentul din 2009, când a fost, dumneavoastră spuneți, o reacție de respingere, a fost chiar destul de puternică și agresivă. Da. Atunci, mă rog, au existat diverse explicații sau diverse încercări de explicații. Eu zic că este o veste foarte bună că va fi acces gratuit acum. Și că în poate se întâmplă era acum. Era foarte proaspăt vaccinul. Acum deja are mulți ani în care această vaccinare s-a întâmplat în majoritatea țărilor, în toate țările europene și efectele sunt foarte bune. Deci poate că dacă am așteptat, ne-am lămurit și acum vom porni cu vaccinarea. Măcar acum. Apropo de faptul că câteodată lipsește informarea, lipsesc cunoștințele. Sigur că sunt diferențe mari între mediul urban și mediul rural. În orașele mari, începând cu Bucureștiul, situația stă întotdeauna altfel. Nivelul de informare, nivelul de educare este altul și atunci și comportamentul femeilor este diferit. Aici se merge mult mai mult la control și cred că lucrurile și procentele în toate statisticile arată altfel. Da, într-adevăr, după părerea mea, acces la informație cu telefoanele mobile, cu internet, ar putea avea toată lumea. Cred că este o barieră geografică și financiară mult mai mare pentru femeile din mediul rural. Dar vreau să vă spun că noi operăm unitate mobilă care oferă teste Babeș-Papanicolaou, deci testul HPV și ecografii sau consult de sân femeilor în mediul rural și femeile vin, adică este chiar un interes foarte mare. Dacă ar avea acces gratuit la diagnostic, eu sunt convinsă că
adresabilitatea ar fi mult mai mare. Adică dacă am avea un program național de screening pentru cancerul de sân, s-ar putea îmbunătăți foarte mult lucrurile. Clar, și pentru cancerul de col uterin. Cred că la cancerul de col uterin avem și vaccinare, care este extrem de importantă, și prevenția, care, depistarea precoce, care se face cu un test Babeș-Papanicolaou și depistează înainte de a deveni cancer. Iar pentru toți scepticii, i-aș îndemna să se uite la cifrele care arată ce se întâmplă în celelalte țări europene, unde astfel de programe naționale se desfășoară de niște ani. Cam cum au scăzut cifrele îmbolnăvirilor după ce s-a trecut la programele acestea de screening? Sunt statistici diferite de la țară la țară în funcție de cât de mulți au făcut sau au aderat la acest program, însă, indiferent cu cine ne-am comparat, România are de 2,5 ori mai multe cazuri de cancer de col uterin decât media țărilor europene. Adică noi suntem chiar la urmă în ce privește numărul de cazuri, și asta e datorat faptului că nu ne vaccinăm. Apoi vorbim despre rata de supraviețuire, care la noi este mult mai mică decât în alte țări, și aici ne referim la faptul că depistăm boala prea târziu. Și asta e valabil și la cancerul de col și la cancerul de sân. Un cancer depistat, acum dacă aș vorbi de cancerul de sân, în stadiu 0, 1, chiar 2, se vindecă în peste 90% din cazuri, în timp ce stadiile 3 și 4 se vindecă doar în 50-60% din cazuri, care este de fapt și media României. Ceea ce înseamnă că trebuie să ieșim puțin din această mentalitate, nu merg la medic pentru că nu mă doare nimic, nu? Exact. Mergem exact. La medic. Să nu ne fie teamă de diagnostic, să nu ne fie teamă, pentru că acest diagnostic nu dispare dacă noi închidem ochii și nu mergem la medic. În cazul în care dezvoltăm o asemenea afecțiune, ea nu dispare fiindcă închidem ochii, ea doar se agravează. Și atunci, cu cât ne ducem la control, așa cum recomandă medicul, regulat, cu atât îl găsim, depistăm mai devreme și uite, avem peste 90% șanse să trăim sănătoase tot restul vieții. Ați pomenit puțin mai devreme unitatea mobilă Renașterea și am văzut că săptămâna aceasta, până pe 14 octombrie, unitatea mobilă Renașterea va fi în parcarea molului Băneasa. Ce se întâmplă acolo? Da, în parcarea molului Băneasa cu un partener care a susținut activitatea unității mobile, facem teste gratuite la 420 de femei care pot face test Babeș-Papanicolaou și ecografie mamară, ecografie a sânului. Și am prelungit, stăm și pe 15 pentru că este cererea foarte mare, iar apoi din 17 octombrie ne ducem pentru 2 săptămâni în sectorul 3 al capitalei și apoi în județul Buzău, la Sărata Monteoru, și după aceea în Golești-Vrancea. Deci unitatea mobilă merge pentru a arăta femeilor că nu e un test dificil, că nu durează mult și pentru a le da curajul de a continua să-și facă aceste analize. Bineînțeles că nu putem acoperi toată țara sau nu putem reveni din 2 în 2 ani să refacem acelorași femei testele, dar măcar le educăm, le arătăm ce înseamnă și le învățăm că trebuie să facă acest test odată la 2 ani pentru a-și păstra sănătatea. Ce trebuie să facă femeile? Au avut nevoie de o înscriere prealabilă? Sunt deja cel... E un număr de telefon pe care îl pot spune, la care se pot programa. Pot să-l spun acum și îl mai repetăm. Sigur, sigur. 0756-713-652. Am să-l repet, e 0756-713-652. Colega mea de la fundație răspunde la acest număr și face programări. Mă gândeam că poate acum aud femeile care poate n-au știut până în acest moment sau poate vor urmări înregistrarea
acestei, aceste emisiuni mai târziu pe YouTube sau de pe pagina noastră de Facebook și vor dori să ajungă acolo și să facă aceste teste. Deci, iată, acesta este numărul pe care trebuie să-l folosească pentru o programare. Așa. De altă parte, v-aș fi menționat despre un proiect cu finanțare de la Comisia Europeană pe care îl coordonează Fundația Renașterea. Este Rethink HPV, adică regândim HPV-ul, și se face o analiză și o metodologie urmată de proiect pilot în Vrancea și Argeș despre promovarea și acceptarea în rândul celor interesați a vaccinării HPV. Și noi sperăm să avem succes, mai ales că va fi acces gratuit la această vaccinare, acces care a lipsit timp de mulți ani și multe mămici ne sunau și cereau, doreau să facă fetelor acest vaccin, un vaccin scump, și din fericire va fi posibil să-l accesăm gratuit de la începutul lunii decembrie. Foarte bună această campanie de informare, ca să nu ne mai lovim încă o dată de situația pe care am văzut-o în 2009, când au fost foarte multe doze de vaccin și a fost acea campanie, toată lumea s-au temut și au refuzat să facă vaccinul acesta. Fundația Renașterea din 2001 a inițiat programul de prevenire și depistare precoce a cancerului de sân și se întâmpla un astfel de program pentru prima dată în România. În 22 de ani, cum simțiți că au evoluat lucrurile? Sincer, în 2001, când am venit cu această idee de a vorbi despre cancerul de sân, am vrut să mă focusez pe o temă pe care să o pot, cum să spun, dezvolta și să pot atrage atenția femeilor asupra unui subiect, să nu fie o temă prea largă. Și ne-am concentrat pe cancerul de sân, pentru că este cel mai frecvent tip de cancer întâlnit la femei. Sincer, cunoscuții noștri și spuneau că e imposibil să vorbesc despre cancer sau să vorbesc despre sâni și că nu va fi bine primit și lumea nici nu va vrea să audă despre așa ceva. Într-adevăr, era o altă percepție a acestei maladii. După care, după 2-3 ani de campanii, medicii de la Institutul Oncologic ne-au spus că în luna octombrie creștea foarte mult adresabilitatea, aveau foarte multe cereri de controle și au spus că ar trebui să faceți campanie de mai multe ori pe an. Și am început martie și octombrie și acum facem practic continuu. Dar 1 octombrie a fost declarată și de Parlamentul României Zi Națională de Luptă împotriva Cancerului de Sân și atunci avem cel mai vizibil eveniment la 1 octombrie, când iluminăm o clădire în roz și pentru a aminti femeilor că a mai trecut un an și trebuie să mergem la control. După cum spunea o doamnă doctor ginecolog, doamnelor și domnișoarelor, faceți-vă un cadou o dată pe an, un cadou mergând la această testare ca să știți că sunteți bine. Exact. Apropo de culoarea roz, am citit că anul acesta, luna octombrie, vor fi și la meciurile de basket tricouri roz, adică cumva susținerea se duce și mai departe decât până acum. Așa este, suntem încântați că an de an se alătură tot mai multe companii, echipe. Anul acesta echipa de basket Universitatea Cluj, Banca Transilvania, s-a îmbrăcat în culori roz, ceea ce a făcut și anul trecut, iar la finalul campionatului le scot aceste tricouri roz, le scot la licitație și fondurile pe care le obțin le virează Fundației Renașterea și astfel noi putem să ne continuăm activitatea. Dar sunt în anii trecuți echipe de fotbal, echipa Rapid, echipa Dinamo, s-au îmbrăcat în tricou roz de 1 octombrie și au transmis mesaje. Pe noi ne interesează ca acest mesaj să fie auzit atât de femei, dar și de partenerilor de viață, dar și de bărbați, dar și de copii, să
Învățăm cu toții că sănătatea se păstrează și, de asemenea, să le încurajăm pe femeile din viața noastră să facă aceste controle. Pentru că, de multe ori, femeia se ocupă de toți ceilalți și de casă Mai și puțin de de... ea. Dar ultimul, pe ultimul loc este ea. De aceea, dacă soțul sau copiii sau părinții o încurajează sau îi spun, uite, e din 9 octombrie, ți-ai făcut controlul, asta ajută. Suntem astăzi în comunitate cu doamna Mihaela Joană, fondator și președinte al Fundației Renașterea, și vă aduc aminte, vorbim despre luna octombrie, care la nivel internațional este luna conștientizării asupra cancerului de sân. Și trebuie să știm lucrurile acestea, trebuie să știm inclusiv simptomele care ar trebui să ne pună pe gânduri, trebuie să știm care sunt factorii de risc, chiar dacă uneori nu există simptome, chiar dacă uneori nu se detectează factori de risc. Și chiar dacă nici măcar vârsta, din câte știu eu, nu este una specifică neapărat. Într-adevăr, ca vârstă, până acum se recomanda ca începând cu 40 de ani să facem un control, să facem o mamografie, însă avem cazuri și la 29 de ani, și la 30 de ani, și destule cazuri la primul copil născut, atunci când sunt, știu eu, tulburări hormonale sau schimbări. Fiecare dintre noi trebuie să știe că orice modificare a formei, a densității, a sânului, a aspectului, dacă e temperatură mai înaltă, dacă e cald într-o anumită zonă, dacă palpăm un nodul care poate, în multe cazuri, este benign, dar în unele cazuri poate fi malign. Însă, ceea ce noi putem palpa cu mâna, de exemplu, din dimensiunea unui mic bob de piper sau așa, la acest lucru se vede 2 ani înainte la o mamografie sau la o ecografie în funcție de vârstă. De asta e bine să facem ecografia sau mamografia, pentru că îl depistăm mult înainte, adică într-un stadiu foarte devreme în care el poate fi vindecat. Dacă nu știm exact care sunt cauzele care duc la îmbolnăvire, despre factori de risc se cunoaște. Ce anume putem evita ca să rămânem sănătoase? În primul rând, dacă avem pe linie feminină, mamă, bunică, soră care a avut sau are cancer de sân sau de coluterin, e bine să... E un semnal de alarmă, trebuie să avem grijă să ne controlăm, este un risc crescut. După care, numărul de copii și dacă am alăptat, alăptarea scade riscul cancerului de sân. Viața sedentară este un factor de risc. Fumatul este legat de cancerul de sân ca factor de risc. Și, bineînțeles, o dietă sănătoasă. Dar acestea sunt, cum să spun, recomandări de viață sănătoasă în mod normal. Să facem sport, să mâncăm sănătos și să nu fumăm. Câteodată poate că ajungem să simțim că ni se repetă prea des expresia aceasta cu stil de viață sănătos, dar este atât de important și ajunge să aibă impact atât de mult asupra vieții și sănătății noastre, încât trebuie să o luăm foarte în serios. El se aplică, adică exact aceleași recomandări sunt pentru bolile cardiovasculare. Dacă vrem să păstrăm o inimă sănătoasă, trebuie să facem sport 30 de minute pe zi, trebuie să mâncăm sănătos, cu mai puține grăsimi, să ne controlăm colesterolul. Sunt aceleași recomandări pentru, în general, o stare de sănătate. Ați pomenit că trebuie să fim mai atente dacă în familie, în jurul nostru, au mai existat cazuri de cancer de sân sau cazuri de cancer de col uterin. În momentul în care știm că există un risc ereditar, există teste specifice care se pot face și care să ne indice exact dacă am putea avea această problemă? Sunt teste genetice care se fac și ne arată dacă avem acea modificare genetică. Se poate întâmpla ca mama să fie avut o anumită boală și fiica să nu aibă acea modificare genetică sau să o aibă. Este un risc crescut. Dacă nu facem testarea genetică,
Tot ce putem face este să facem foarte regulat aceste controle. De multe ori se fac mai des. Dacă o persoană care nu are niciun risc, nicio modificare, face la 2 ani o mamografie, o persoană care are modificarea genetică o face anual acea mamografie. Există vreo posibilitate pentru cineva, pentru o femeie care face regulat aceste controle, an de an, doar ca să știe că este în regulă, de la un an la altul se poate întâmpla ceva rău sau ești, cum s-ar spune, păzită de surprize neplăcute? Cum să spun, 80% din cazuri sunt cumva asigurate că sunt bine și, sau că dacă în următorul an e o problemă, acea problemă nu este avansată, nu este o problemă gravă. Cu toate că se văd, sunt excepții și în general la persoanele tinere în care apar tipuri de boală foarte agresive, care la 2-3 luni după un test se poate întâmpla să apară boala și să evolueze foarte repede. Adică, mă rog, sigur că nimeni nu poate să garanteze că nu e vorba de matematică aici, dar în principiu controlul anual... Ne creștem major, ne creștem șansele foarte mult de a depista la timp o boală și avem nenumărate învingătoare în lupta cu cancerul, care sunt active în Fundația Renașterea și în Asociația de Sprijin pentru Pacienți Oncologici, care au fost diagnosticate în urmă cu 20 de ani, cu 10 ani, care sunt sănătoase și continuă viața, iar experiența lor este lumina de la capătul tunelului pentru cele care sunt diagnosticate astăzi și care, cum să spun, sunt lovite de acest diagnostic. Dar vezi că se poate, că poate fi învinsă boala. Și cu atât mai mult o putem învinge dacă o depistăm la timp. Vreau să pomenim puțin și de programele sociale ale Fundației Renașterea, pentru că am citit că faceți investigații medicale gratuite pentru femeile vulnerabile, printre alte programe. Da, avem, dacă vreți, numai alte programe. L-am văzut și pe cel în care oferiți perucile din păr natural pentru femei și copii, da. Am oferit până acum 1120 de peruci femeilor și copiilor care fac chimioterapie și cărora le cade părul. Este un program foarte bine primit. Este un program care a fost foarte bine primit de ambele părți, și de donatori și de cei care au primit perucile. Părul este donat de persoane care își tund o lungime suficientă de păr și ne trimit părul și, bineînțeles, mai sunt fonduri pe care ne străduim să le strângem, pentru că fiecare perucă producției costă în jur de 200 de euro. Dar facem perucile personalizate după imaginea, după fotografia pacientei dinaintea tratamentului, astfel încât să se simtă din nou frumoasă. Și, da, așa cum vă spuneam, e un program foarte, foarte bine primit. Ce se întâmplă în campaniile de advocacy pentru reducerea discrepanțelor între ratele de supraviețuire ale femeilor diagnosticate la noi și ceea ce se întâmplă în restul Uniunii Europene? Avem întâlniri regulate cu membrii guvernului, cu cei din Parlament, din comisiile de sănătate, pentru a le transmite care sunt problemele pacientelor sau care sunt noutățile, ideile prin care am putea îmbunătăți și am putea diminua această diferență dintre țările europene și România. Și aici nu vă ascundem că am făcut campanii intense pentru acces gratuit la mamografie și la teste Babeș Papanicolaou. Femeile pot accesa aceste teste gratuite în anumite perioade ale lunii, în general la începutul lunii, în anumite spitale, dar au fost proiecte regionale de screening care s-au desfășurat cu succes
Și speranța noastră este că, într-un final, în anul viitor, vom avea proiecte de screening național, adică toate femeile din România să aibă acces gratuit la mamografie și la test Babeș-Bolyai. S-ar putea întâmpla în 2024? Eu așa sper, pentru că proiectele regionale s-au desfășurat cu succes și acum urmează să se implementeze la nivel național. Am înțeles. Asta ar fi într-adevăr un lucru extraordinar de bun pentru Un femeile din România. alt lucru pe care l-am promovat a fost utilizarea unităților mobile pentru a oferi acces femeilor din mediul rural și din orașe mici la aceste analize. Iar noi avem o unitate mobilă cu mamograf pe ea, care merge în sate și în comune și în orașe mici, și am pus la dispoziția celor interesați toată documentația, costuri, bugete, număr de personal, toată organizarea. Și ne bucurăm acum că sunt în țară, la Iași, sunt 3 unități mobile, la Cluj, și programul de screening național se va desfășura atât în spitale și în clinici, dar și cu unități mobile, care vor merge în comune și în orașe mici. Asta este un mare succes și se va asigura accesul mult mai bun pentru femei. Cum simțiți că se întâmplă sau că se schimbă lucrurile după ce organizați campanii de conștientizare și informare? Că și asta este un lucru foarte important. Și dumneavoastră trebuie să vă dați seama, adică cu siguranță există o variantă de cuantificare. Au ajuns cuvintele, acțiunile, informațiile acolo unde trebuie? Au fost sensibilizate femeile sau persoanele la care trebuia să ajungă informația? Sincer, ajunge. Foarte multă lume ne surprinde chiar cât de bine a prins fundița, culoarea roz. Știe toată lumea ce înseamnă. Nu atât la fel de bine s-a ajuns la punerea în practică, la mersul la medic. Este mult mai bine decât era, bineînțeles, acum 20 de ani, dar nu este la fel de bine cum a prins, să spun așa, campania din punct de vedere vizual sau din punct de vedere PR sau. Sunt multe vedete care ne sprijină, adică sunt companii și ne bucurăm care își fac site-ul roz în luna octombrie. Sunt bănci, sunt companii comerciale care fac vitrinele roz, care fac produse roz, din care donează un procentaj. Adică sunt bombardate, să zic așa, cu informația. Dar, după părerea mea, nu am ajuns la fel de bine să aducem femeile în cabinete. Pe de o parte, pentru că nu sunt suficiente cabinete, pe de altă parte, pentru că le costă destul de mult, și avem câteva inițiative, una din ele fiind, spre exemplu, să dăm o jumătate de zi liberă pentru a-și face testele an de an, femeilor și bărbaților. Și ăsta este un lucru important. De multe ori, aceste amănunte practice poate că pot să te împiedice să faci ceva ce ai vrea să faci. Dar Păi, dacă nu poți să când lipsești. lucrezi de la 9 la 5, iar la policlinică sau la spital programul se Exact. termină la 3 la 4, sâmbătă, duminică e închis, trebuie să-ți iei o zi liberă să-ți faci analizele. Cam asta e ideea. Și analizele de sânge, să zici că te duci în zori de zi, poate înainte de servici, dar la o mamografie sau trebuie să te duci în timpul programului, poate durează o oră, nu 15 minute. Adică sunt lucruri cu care noi putem veni în întâmpinarea femeilor și a bărbaților de a implementa acest reflex de prevenție. E mult mai important și mult mai util să prevenim și va costa statul mult mai puțin să tratăm niște cazuri incipiente sau chiar să le prevenim. Asta este foarte important și pentru stat. Iar dacă noi, dumneavoastră, veți reuși să-i ajutați la capitolul timp și la capitolul bani, iată dacă ar putea deveni investigațiile gratuite, cred sincer că ar putea să crească foarte mult numărul celor care ar ajunge
să treacă prin cabinetul medical ca să intre în acest sistem de prevenție. Așa este. Doamna Mihaela Joană, înainte de final, sunt sigură că în foarte multe situații și în foarte multe ocazii faceți acest lucru. V-aș ruga să transmiteți dumneavoastră un mesaj pentru toate femeile care sunt alături de noi în acest moment și pentru toate femeile care ar putea să urmărească ulterior această discuție a noastră. Că va fi în luna octombrie, că va fi într-o altă lună mai târziu, în fond nu are importanță. Un mesaj despre ce credeți dumneavoastră, cum credeți dumneavoastră că ar trebui să aibă grijă de ele. Mesajul meu ar fi că înțeleg foarte bine cum este viața unei femei, unei femei măritate, unei femei cu copii. Avem grijă și preocupări pentru toți cei din familia noastră. La un moment dat avem și copii și părinți în grijă, dar trebuie să ne găsim acest echilibru al nostru, acest timp pentru noi, femeile, și când zic acest timp este și de a avea grijă de noi. Chiar dacă suntem atât de dedicate și dorim să le fie bine, în primul rând, familiei și copiilor, o mamă sănătoasă, o soție sănătoasă poate ține, avea o familie fericită. Dacă nu suntem sănătoase, va fi mult mai greu să păstrăm această balanță și armonie în familie. Deci, sfatul meu este să prevenim și să avem grijă de viața noastră, să avem grijă de ce mâncăm, să încercăm să facem mișcare și să ne facem controlele an de an. Dacă dorim și căutăm, putem găsi și aceste teste gratuite, astfel încât să nu fie o povară pentru familie. Important e să o punem pe lista noastră de priorități, sănătatea, mult mai sus. Haideți să avem grijă ca să fim sănătoase, doamnelor și domnișoarelor. Mulțumim foarte mult, doamna Mihaela Joană, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici în comunitate, alături de noi, pentru tot ceea ce ne-ați spus, pentru tot ceea ce faceți, ați făcut și cu siguranță o să faceți și în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! A fost Mihaela Joană, fondator și președinte al Fundației Renașterea. Am povestit despre ce se întâmplă în luna octombrie, care este luna internațională de conștientizare a cancerului de sân, despre ceea ce nu facem, ar trebui să facem, despre cum arată lucrurile în cifre și imagini. Și nu uitați și informația foarte importantă, până pe 15 octombrie, dacă doriți să vă testați pentru cancer de sân, cancer de coluterin, în parcarea molului Băneasa, iar după aceea, din 17 octombrie, în sectorul 3 se va muta unitatea mobilă Renașterea.